această lege reglementează ceva extrem de important, și anume dă o lovitură clanurilor, interlopilor și celor care își terorizează vecinii, pentru că, pe de o parte, se crește pedeapsa pentru tipul acesta de infracțiune, de tulburare a liniștei și a posesiei și a proprietății. Știți că la Timișoara ducem o luptă cu clanurile interlope de ceva timp. Chiar luna trecută a existat un caz cu un anumit clan care a terorizat o familie, după ce această lege intră în vigoare, pedepsele vor fi mai mari și după ce această lege intră în vigoare, protecția pentru victime va fi una mai bună. Fac un apel de la tribuna Parlamentului la autoritățile statului pentru a nu tolera un astfel de comportament precum cel văzut la Timișoara zile trecute. Este declarația președintelui interimar al Camerei Deputaților Alfred Simonis după ce mai multe victime ale clanurilor din Timișoara și-au spus poveștile absolut halucinante. Oprim teroarea clanurilor interlope în Timișoara și protejăm oamenii. Am schimbat codul penal. Zeci de ani mulți timișoreni au fost terorizați de clanuri interlope care prin amenințări și violență au încercat să determine oameni de bunătate credință să le vândă casele la prețuri derizorii. Această practică des întâlnită, în special în Timișoara, trebuie oprită. Așa cum am anunțat încă de ieri de la tribuna Parlamentului, astăzi am adus o modificare importantă a codului penal care înăsprește pedeapsa pentru tulburarea posesiei și în același timp oferă protecție celor hărțuiți printr-un ordin de restricție. La Timișoara se duce o adevărată luptă cu aceste clanuri care prin metode uneori halucinante au pus mâna pe o mulțime de proprietăți chiar în centrul orașului. Timișorenii s-au simțit abandonați de instituțiile statului, iar nedreptatea trebuie să înceteze pentru totdeauna. Acesta este un prim demers legislativ, iar dacă va fi nevoie, vom merge mai departe și vom modifica și alte acte normative. Înăsprim pedepsele pentru asemenea abuzuri și protejăm oamenii pentru că ei sunt cei mai importanți. Transmite Alfred Simonis.